Bună seara, domnilor, seara, domnilor, doamnelor. Suntem în direct la Radio Easy. Pentru mine este prima dată când sunt în direct live la o emisiune în calitate de realizator și moderator. Emoțiile mă încearcă și pe mine, ca și pe dumneavoastră, de altfel, cei care ne urmăriți. Și pentru că am trecut acest prim moment, acest off dinaintea furtunii, vreau să mulțumesc tuturor celor care au pus umărul promovând pe toate căile posibile această emisiune, în speranța că noi, cu ajutorul dumneavoastră și cu ceilalți care se vor implica, vor reuși să facem un picuț lumea mai bună. În această seară reluăm o întâlnire de suflet cu un mare, mare maestru al artei fotografice, Băcăoane, cu un băcăoan, așa cum îmi place mie să spun, de cinste, cu un român adevărat, dar și cu un mare profesionist. Înainte să înceapă această emisiune, mărturisea că prima dată a apărut fotografia, după care s-a născut arta fotografică. Arta fotografică devenind ulterior una din cele 7 arte moderne. Îi spun bun găsit în studioul de televiziune Radio Easy Bacău, maestrului fotograf Romeo Mărândici, un om care, iată, a slujit această artă, fotografia, pe băcăoanii pe care i-a fotografiat și pe care i-a imortalizat pe hârtie fotografică timp de 40 de ani, lăsând în urmă nu numai amintiri frumoase, dar lăsând în urmă pasionați care au preluat pasiunea de la dumnealui și meseria de la dumnealui, au dus-o mai departe. El a fost omul care a insuflat zeci de generații să împărtășească această artă, această meserie. Bună seara, domnule Romeo Mărândici, bun găsit în studioul Radio Easy. Am emoții, știți că eu am o vorbă. Da, numai, și eu tot la fel. Numai morții n-au emoții. În speranța că vom reuși să construim o emisiune frumoasă în care să ne împărtășiți nu numai din experiența dumneavoastră, cât mai ales să vedem ce înseamnă etica în această meserie, în această artă, arta fotografică. Da, bună seara, George, bună seara tuturor care în aceste momente ne văd și sper să iasă ceva frumos și înțelept pentru dumneavoastră. Și pentru că Romeo Mărândici, în urmă cu 21 de ani, atunci când eu am lansat primul meu album de muzică populară, mi-a făcut ședința foto din care s-a ales fotografia ce a apărut pe coperta acelei casete audio, îmi permit să deschid această emisiune oferindu-vă un recent album de colinde personal care se numește Flori de albe, flori de măr, în care am cuprins câteva din nestematele cântecelor de Crăciun din zona Bacăului, din zona Moldovei, dar și cântece arhicunoscute din repertoriul de sărbători al tuturor românilor. Și vă mărturisesc, fără modestie, știți că modest nu sunt, că fotografia de pe copertă am făcut-o singur și, bineînțeles, a ieșit ce a ieșit. Audiție plăcută. Îți mulțumesc mult și acesta va fi în locul CD-urilor și DVD-urilor de valoare de colecție personală. După cum vedeți, ne-am întâlnit să ne lăudăm unul pe altul, că așa suntem noi românii, în general, noi băcăoni în special, ne lăudăm unul pe altul, asta până o să intrăm în politică, da, și atunci o să avem grijă. O deosebită, chiar modernistă, cu o fotografie alb-negru și un fundal color. Da, delicioasă. Așadar, domnule Mărândici, spuneți-ne câte ceva despre cum a evoluat arta fotografică din spatele aparatului de fotografiat, cum a evoluat aparatul de fotografiat, că veni vorba, domnul Mărândici, un mare, mare colecționar de aparate de fotografiat și un textile de laborator adunate în 3 generații și, bineînțeles, și de pe piața internă și de pe piața externă, domnul Mărândici fiind deținătorul unei colecții absolut fabuloase de tot ceea ce înseamnă aparatură foto-video, mă refer la cea veche, dumnealui fiind și realizatorul unor expoziții cu tematică. Un alt motiv pentru care ne mândrim că a venit astăzi aici, un alt motiv pentru care ne mândrim, pentru că domnul Mărândici, fiind unul din cei mai mari colecționari din România, face cinste Bacăului, fiind, așa cum spuneam eu mereu, în domeniul pe care îl practică, unul dintre cei mai buni, categoric, cel mai cunoscut, cel mai notoriu și cel mai valoros fotograf băcăoan. Dar
pe plan național este o mândrie să știm că Romeo Mărândici este băcăuan. Spuneți-ne cum a evoluat aparatul, câte ceva. Da, în principiu fotografia a apărut ca o necesitate, o necesitate împinsă din spate de noile descoperiri în chimie, în fizică, dar în detrimentul la ceea ce se numește pictură. Ea a luat instantaneu locul picturii. Unii dintre unele familii mai dețin și acum tablouri cu bunici, străbunici, ele fiind înlocuite ulterior de, în tablouri de ulei, mă refer, pictate de către mai mari sau mai mici artiști, pictori artiști, ulterior fiind înlocuite de către fotografii. Este foarte mult de povestit pe această temă. Într-un sumar vă voi spune că la anul se împlinesc, nu, în vara asta s-a împlinit 180 de ani de la prima fotografie făcută de mâna omului. Există la Paris, oricând o putem vedea, pipăi, ceea ce nu se va întâmpla cu fotografia digitală, care din cărți de specialitate, simpozioane internaționale la care am participat, mi s-a atras atenția că într-o zi nu mai vedem absolut nimica. Și credeți-mă, nu puțin sunt cei care au pățit acest lucru. Ea s-a transformat în artă relativ ușor, pentru că mulți pictori au lăsat pensulele deoparte, apucându-se de fotografie. Chiar în acest caz putem da exemplu de Carol Todesat Marei, primul fotograf oficial al României, și vin cu o propunere pentru la anul, în primele zile de 11 ianuarie, este ziua fotografiei românești, să nu o uitați. În care Carol Todesat Marei, un român importat din Transilvania, care încă nu era a României, regele l-a declarat fotograful oficial, ulterior făcând primele fotografii în teatru de război în Rusia, războiul ruso-turc, el fiind la bază un pictor, de fapt un grafician cu o memorie strălucită, în care îi trebuia doar o clipă, vedea și imediat după aia executa acel moment pe care îl memora. Da, concurența a fost foarte mare, pentru că nu am avut o școală de fotografie în România. Erau acei fotografi din Germania, Franța, Austria, Grecia, poate mai puțin acei investitori în fotografie, mă refer la evrei și la greci, care vineau cu cortul, să spunem așa, se deplasau din orașe în orașe și făceau fotografii la cei cu bănuți, cu bănuți foarte mulți, pentru că fotografia era fantastic de scumpă. Acum, dacă îmi permiteți o completare, pentru că oarecum sunt familiarizat cu fenomenul fotografiei, cel puțin pe la evenimente, nici în prezent fotografiile de calitate, fotografiile de reclamă, fotografiile în general profesionale sau profesioniste nu sunt foarte ieftine. Pentru că orice în lumea asta, dacă este de calitate sau de o anume calitate, implică niște costuri financiare și niște eforturi din partea beneficiarilor. Mie mi se pare normal. Nu putem avea pretenții să avem cu 14 lei o fotografie care în mod normal ar costa 1400 de lei. De ce? Pentru că nu se poate. Trebuie să fim din ce în ce mai realiști, să fim din ce în ce mai ancorați într-o realitate economică a perioadei pe care o parcurgem. Sigur că da. Și aici aș mai adăuga și altceva. Dacă
aceeași coală de hârtie costă, știu eu, un leu, următoarea costă 15 lei și alta, să spunem, 1500 de euro. Te gândești cum se poate întâmpla. Cel care vinde acea coală de hârtie cu 1500 de euro este o fotografie de reclamă, o fotografie de studiu, o fotografie în care este făcută, să spunem, între ghilimele, de un inginer al fotografiei, un psihanalist, un om care a învățat foarte, foarte, foarte mult și își așterne toate aceste studii pe aceeași coală de hârtie. Iar cea care costă doar un leu este o simplă apăsare pe butonul unui laborator. Categoric. Da. Categoric. Deci se plătește la un moment dat înțelepciunea în fotografie. Și arta, bănuiesc, dar și experiența, adică și școala și talentul. Da. Astea sunt chestii normale într-o societate civilizată până la urmă. Aș putea să vă interpelez folosind cuvântul maestre, fără niciun fel de rezervă. De ce? Pentru că având contact cu foarte mulți operatori video sau fotografi la diferite evenimente, am auzit exclusiv și foarte multe cuvinte de laudă la adresa dumneavoastră, culmea, la adresa familiei dumneavoastră, niște profesioniști. De asta mi-am permis să vă cer să veniți cu explicații și să spuneți celor care au plăcerea să ne urmărească de ce fotografia, mă refer la fotografia clasică, trebuie lăsată pe mâna profesioniștilor. Eu înțeleg. Toată lumea are acces la smartphone, toată lumea poate să-și cumpere un aparat foto mai ieftinuț, așa, dar nu oricine știe să aleagă un unghi corect, să facă o încadrare corectă, nu oricine poate să țină mâna ferm și să declanșeze exact în momentul în care este nevoie de a apăsa obturatorul și așa mai departe. Da, aș împărți cuvântul de, sau aș redenumi cuvântul de fotografie în fotografie și poză. Ceea ce facem cu aceste aparate de fotografiat, sau poftim, acel om care face cu orice fel de aparat de fotografiat sau cu telefonul, surprinde o imagine, noi îi spunem poză. Pentru că fotografie implică mai mult, înseamnă și cunoștințe de unghi, de lumină, de moment. Înseamnă și o dăruire a ta. După aia, am să vă mai spun un secret, după ani și ani de experiență, de muncă, mulți dintre noi, dintre fotografi, devin foarte buni psihologi. Și atunci, când ne intră un client și își dorește o fotografie care să-l reprezinte, folosind diferite tertipuri, înțelegem dacă este un coleric, dacă este un sanguin, dacă este un melancolic, și atunci vom face acea fotografie care să-l reprezinte. Pentru că doar așa, reprezentând sufletul lui, reprezintă o adevărată fotografie. Cei care fac click, 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 poate să aibă ultimul model de aparat de fotografiat cu obiectivul pe care îl vrea el, nu va reuși niciodată. Sunt multe de învățat în fotografie. Și la ora actuală, vă rog să mă credeți că particip la simpozioane internaționale de fotografie, cărți de specialitate, și la ora actuală mai învăț. Categoric, orice domeniu creează perspectiva studiului și creează celui care vrea să se inițieze și să se perfecționeze într-un domeniu noi și noi posibilități de evoluție. Da, dar sub orice formă nu condamn acei oameni, ba din contra, îi felicit când pleacă în vacanță, într-o excursie, când au o petrecere acasă, își scot telefonul și fac click, 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 imortalizând acele momente. Sunt unice. Condamn pe acei care uită de ele într-un hard, pe un stick sau un calculator, într-o zi nu vor mai vedea absolut nimica, și uită să își aleagă 10, 20, 100 și să le proceseze pe hârtie fotografică, atenție, nu pe imprimante,
pentru că au port o sumedenie de imprimante care scrie tip foto, dar nu și fotografic. Pentru cuvântul de fotografie provine de la foton și grafis, care înseamnă desen cu lumină pe o bucată de hârtie. Da, ce întrebă în amănunte. Pentru că doar acel album va fi o valoare inestimabilă peste ani și cea mai mare și puternică comoară pe care o vor lăsa urmașilor lor este albumul cu fotografiile de-a lungul vieții. Cu permisiunea dumneavoastră, ați spus că este de lăudat această inițiativă a oricărui participant la un eveniment public de a face fotografie. Și totuși, cum comentați sau cum vedeți dumneavoastră un eveniment deopotrivă laic sau unul religios, în care omul, în loc să participe efectiv ca spectator pentru că a ales să plătească bilet sau să participe la un eveniment public pentru a vedea un eveniment, nu pentru a-l filma și a-l da pe Facebook mai departe. Omul se transformă într-un promotor al oricărui eveniment la care participă. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, am să dau două exemple, cununia religioasă și botezul creștin, la care participă cel puțin odată în viață toți românii, da? Pentru că noi suntem creștini, da. Și mai participă de câteva o zeci de ori într-o viață ca și spectator, ca și participant, ca părinte, mă rog, acolo e o chestie mai aparte, dar ca însoțitor. Și care, în loc să ia parte activ la evenimentul religios, fiind un spectator docil, cu minte și la locul lui, alege să obstrucționeze chiar un fotograf profesionist plătit pentru acest eveniment, sau alege să deranjeze prin faptul că nu este atent la evenimentul religios și se transformă într-un pozar. El se duce la biserică. Neautorizat pentru momentul respectiv. Bineînțeles, adică să spunem că mirii sau cu metri mici, cei care sunt părinții proaspătului botezat sau care urmează a se boteza, fac o înțelegere cu un fotograf profesionist. El este plătit să filmeze, să fotografieze. În afară de acest profesionist care știe foarte bine sau cel puțin știe mult mai bine decât ceilalți participanți să-și facă meseria, mai sunt decât vreo 5-6 chibiți care scot telefoanele și deranjează și pe părintele, și pe mire, și pe mireasă. Dar chiar poate să ducă la stricarea lucrării acelui profesionist angajat, care în momentul când vede că în fața lui se așează 2-3 cu telefoane, să prindă el momentul când îi pune verigheta, când scoate copilul din cristelniță și așa mai departe. Și nu mai are unghiul respectiv. Și atunci este jale. Da, asta ține de ceea ce se numește... De etică, de emisiunea noastră. De etică, de emisiunea noastră, de gradul de cultură a fiecărui individ. Acum, dați-mi voie să vă pun eu o întrebare. Cum v-a simțit dumneavoastră în momentul în care pe scenă ar mai veni încă 2, 3, 5 sau 10 luni de se de braț și cântând alături de dumneavoastră? Dacă invit eu, nu m-ar deranja. Nu, ne invitați. Adică să o facă nu în sprijinul meu, ci să o facă în paralel cu mine. În paralel cu mine. Păi nu cred că ar da bine, că până la urmă e un actul artistic, este un act de obște. Vă mai și smulge microfonul din mână. Ei, asta ar fi chiar culmea. Să știți că am avut situații în trecut când cineva, cum îi spune, încântat de sistemul audio, a considerat că dacă preia microfonul, se va auzi cel puțin tot la fel de bine. Și am avut momente de astea cumva stânjenitoare, da? În care cineva a încercat să-mi ia microfonul, ba să fac o chiuitură, ba o dedicație, ba să continue textul. Nu prea am permis lucruri de astea la evenimente publice, la evenimente private. La cele publice e cam greu să urce pe scenă. Acum sunt jandarmi, sunt garduri de protecție, dar nu despre aspectul ăsta vreau să vorbesc, ci despre fotografie. Eu fiind un pătimit și un fan al dumneavoastră... Mulțumesc de apreciere. Păi da, ce? Asta este meritul dumneavoastră. Pentru că dacă n-ați fi fost un, în ghilimele, un pozar bun, nu apelam la servicii dumneavoastră. Spuneți-mi câte ceva despre... cum vedeți dumneavoastră, deși ați făcut-o și fără să vă provoc, despre suportul
în care ținem sau pe care ne păstrăm amintirile. Începând de la banda de magnetofon care s-a perimat în totalitate în ceea ce privește fonogramele, da? Nimeni nu-și mai păstrează fonogramele pe bandă de magnetofon. Înainte vreme, dacă aveai un castan, magnetofon, castan. Era o chestie wow. Acum ele probabil mai zac prin beciuri. Așa se întâmplă și cu fotografia. În trecut, bunicii mei aveau două cutii de lemn extraordinar lucrate în care își țineau fotografiile de familie. Sau cutia de bomboane sau cutia de pantofi. Mă rog, bunicii mei chiar aveau o cutie frumoasă în acest sens. Înțeles, da. Acum, pozele zac într-un telefon, ele sunt oarecum la dispoziția deținătorului. Hai să-ți arăt ce am făcut eu, uite unde eram și cum eram. După care, la prima ploaie, care poate să fie sub multe forme, adică poate apărea sub multe forme, inclusiv că am scăpat aparatul, adică telefonul în WC-ul, se întâmplă și chestia asta, se pierd. Da. Și vă rog să veniți și cu o recomandare în acest sens. Am intrat în epoca digitală printr-o ceață. N-aș vrea să incriminez pe nimeni. Doar atât, dacă existau organisme sau oameni care puteau să explice, începând de la elevii din liceu sau vânzătorii de aparate, chiar aia să explice, oameni buni, oricând puteți să vă pierdeți fotografiile, imaginile, că nu le pot numi fotografii, imaginile de pe acest hard, de pe acest stick și nu veți mai vedea nimica. Bunicii lor au fotografii de 80 de ani, de 100 de ani. În noua generație există posibilitatea să se transforme viețile actuale în găuri negre. În găuri negre în care nu vă mai știi ce am făcut la liceu, la grădiniță, când s-a născut copilul sau chiar nunta. Datorită faptului că poate nu suntem informați sau mai există ceva și mai grav care se numește delăsare. Ignoranță. Ignoranță. Dacă prima, să spunem că o mai iertăm, ignoranța o plătim și o plătim greu. Pentru că cel mai grav lucru în această viață este să-ți pierzi amintirile. Da. Cauzele sunt multiple. Nouă ni s-a explicat la aceste congrese, la aceste adunări care mergem, care este cauza reală, ce ne așteaptă în viitor și așa mai departe. Eu personal și echipa de la Foto Mărândici explică la fiecare client, de multe ori ni se atrage atenția că doamna sau domnul Mărândici, ne-ați mai explicat încă o dată, de aia am și venit acum cu sticul ăsta să facem câteva fotografii. Și le mai spune să spună și ei mai departe. Dar ignoranța, nu știu, este un cancer al omului. Al epocii moderne. Al epocii moderne. Nu știu, animalele dacă au ignoranță, dacă ignoră. Ele nu ignoră nimic, dar în general nu își încarcă e memoria decât cu ce le trebuie pentru supraviețuire. Da. Deci știu cazuri multe, foarte multe, care îmi spun în felul următor. Da, și eu am pierdut. Și atunci de ce nu faci? N-am timp. Pentru ce nu ai timp? Nu ai timp să le alegi? Da. Mai renunță la jumătate de film, de serial, la o bere, la trezește cu o oră mai devreme și triezi într-un folder. O faci pentru binele tău și al familiei tale. Nu. Ignoră și lucrul ăsta. Zic da, dar rămân cu da. Despre fotografia statică sau despre instantaneele obținute în diferite ocazii. Ce ne sfătuiți pentru acea fotografie, în speranța că publicul înțelege că în anumite situații, și să știți că deja tineretul este foarte, foarte educat în acest sens, el
adică tinerii apelând la fotografii profesioniști după evenimentele importante din viața lor pentru ședințe fotoprofesioniste, ceea ce este un lucru fantastic. Da, e de aplaudat asta. Categoric. Da. Este, deja ne reapropiem de ceea ce a însemnat cândva fotografia și de ceea ce trebuie să însemne fotografia. Ce ne sfătuiți? Cum alegem tabloul pentru, adică cadru pentru viitoarea fotografie reprezentativă? Pentru că nu poți avea 4.000 de fotografii de la nuntă. Este suficient una. O fotografie din sala de festivitate, o fotografie dintr-o ședință foto, o fotografie dintr-un studio foto. Deci pentru o familie punctez momentele. Știu că în acest an a fost ziua copilului, a fost ziua mea și a soției, a fost un concediu, chiar și un concediu mai scurt, unul la mare, celălalt în Delta. A mai fost și 4 zile până la Chișinău. A fost Paștele, a fost Crăciunul. Ne-am bucurat de aceste zile. Și atunci am pus mâna în buzunar, am luat telefonul și am făcut clic, 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 clic. Să spunem că sunt 10-12 momente importante într-un an de zile. Poate mai mult sau mai puține. Albumul pe care îl vom face, îl vom face în sistem cronologic. Deci câteva imagini dintr-un moment, din alt moment, din alt moment, din alt moment. Sunt momente în care putem să punem doar o singură fotografie sau dacă am făcut o excursie mai lungă, să spunem că am făcut turul Europei, punem 100 de fotografii. Sfatul pe care îl dau este să, după ce ați luat plicul de fotografii de la atelierul fotografic, sper că de la noi, pe spatele fotografiei să scriți când, cum, cu cine, unde și de ce s-a făcut fotografia aia. Ceea ce veți scrie dumneavoastră pe spate sau dacă veți avea copii, dacă aveți copii care știu să scrie chiar lăbărțat așa cum scriu ei, puneți-i pe ei să scrie. Acel scris pe spatele fotografiei înseamnă foarte mult peste ani și ani. Alături într-adevăr de imagine. Acum, referitor la ce fotografii să am în casă, într-o ramă frumoasă, într-un coțișor frumos, eventual lângă icoană. E vorba de portret. E vorba de portret. Portretul care nu poate să fie executat decât de un profesionist, eventual într-un studio în care fundalul este neutru. Pentru că cum este și în fotografia dumneavoastră. Ce se întâmplă dacă în locul acestui grenat din spate apăreau doi brazi și cu căsuțe și cu nu mai știu ce. Bine, nu-l mai vedeam pe George. Nu-l mai vedeam pe George cu privirea asta care nu știe la ce se gândește. Dar este foarte important că se gândește la ceva. Se gândește la ceva. Eu n-am luat foarte multe de la ardeleni, dar în schimb îmi place o vorbă ardelenească. Zice că nu mă Ioane, șez? La care el răspunde, zice, nu, șed și cujet. Eu și dacă stau așa și mă gândesc la ceva. De ce? Pentru că timpul tace și trece și iată ne apropiem de finalul anului 2019 în care cât de curând, să spunem că între Crăciun și Revelion, vom contoriza atât amintiri așezate pe fotografie, așa cum spune maestru Mărândici, cât și mai ales multe din faptele noastre, pentru că vom trage linie. Este o vorbă la noi, la Băcăuani, la noi, la moldoveni, cum ai închis anul. Adică ce am realizat? Eu am avut niște realizări frumoase. Multe din realizările, sau multe, una din cele mai importante realizări ale familiei mele, se va vedea abia de la anul. Și nu vreau să vorbesc despre treaba asta prea mult. Da, bănuiesc. Dar să știți că dumneavoastră cu siguranță aveți la fel multe realizări, multe bucurii în suflet. Vă trageți linie, vă contabilizați oarecum cât ați oferit, cât ați primit,
ce ați reușit să faceți din ceea ce, din ceea ce v-ați propus și este foarte important ca pentru anul ce vine, așa cum încercăm noi să vă influențăm, să vă bucurăm și să vă umplem inimile de speranță, vă gândiți că, bine domnule, la anul ce vreau să fac? Păi nu știu, mai văd până la anul. Dacă nu aveți un plan, dacă nu avem împreună un motiv pentru care să aducem fotografia și fotograful în familia noastră, credeți-mă că trăim degeaba. Eu abia aștept momentele astea nobile, deosebite, în care să chem fotograful și să mai facă două poze. Dar în ce sens? Fotografiile sunt doar un martor sau o dovadă a unor bucurii, a unor realizări. Ori dumneavoastră simțiți acest lucru, nu? Și dumneavoastră... să vină în ajutorul dumneavoastră, sugerez celor care ne ascultă în aceste momente. La încheiere de an, aveți o imagine care vă place, un portret, o imagine de familie, o fotografie. Multiplicați-o în câteva exemplare. Lipiți după aia pe spatele fotografiei un timbru care costă, cred că, jur de un leu sau un leu și 50 de bani. 2 lei acum. Sau 2 lei. Scriți o adresă. Adresa părinților dumneavoastră, adresa nașilor dumneavoastră, adresa șefului dumneavoastră. Și în partea din stânga, Crăciun fericit vă urează X. Sau la mulți ani 2020 vă urează Y. Ați valorează reușit mult mai mult decât un SMS pe telefon sau acea felicitare pe care o găsim în librărie, pentru că acea felicitare care o găsim în librărie la prima curățenie pleacă la coșul de gunoi. Dar fotografia dumneavoastră niciodată nu va fi aruncată. Plusul este și o lecție de educație. Dăruiește în primul rând și vei primi numai și numai inimă bună. Da, am vrut să vă corectez pe o chestie care nici de cum nu face obiectul emisiunii de astăzi, cel puțin. Dar ați reușit oarecum să vă reabilitați pe ultima sută de metri, pentru că inițial a spus să scrii pe felicitare Crăciun fericit. Dumneavoastră știți că eu nu sunt de acord deloc cu această sintagmă, cu această urare. Pentru că noi, slavă Domnului, românii, suntem mai bogați ca toți. Noi spunem sărbători fericite. Sărbători fericite. Sărbătorile noastre ale românilor au început odată cu Moș Nicolae și se vor termina exact peste 31 de zile de 7 ianuarie cu ocazia lui Sfântul Ioan, Botezătorul. Sigur, da. Ceea ce este fantastic. Noi avem încă sărbători fericite. Bine, acum nu vreau să vă supărați pe mine, pentru că oricum sunt și eu oarecum entuziasmat așa de sărbătorile care se apropie, un picuț euforic, aș spune, și am să fac o glumă. Anul poate să fie cum ar fi de rău, dar sărbătorile să fie fericite. Să dea Dumnezeu să înțelegeți, chiar dacă mă vedeți râzând, eu ăsta sunt un om vesel, ce e rău în asta, că noi trebuie să facem în așa fel încât toate zilele să fie frumoase, tot anul să fie frumos și constructiv, ca Domnul Mărândici, și asta o spun cu mare, mare tărie, ca Domnul Mărândici să aibă ce fotografia, să aibă momente nobile, nu mă refer la el, mă refer la tot neamul fotografilor și la toată această braslă. Făceți-vă viața frumoasă, puneți umărul și făceți din țărișoara asta și din colțul ăsta de țară, Bacău, un loc frumos, un loc pe care să-l iubiți. Făceți în așa fel încât în urma dumneavoastră să rămână ceva vrednic de o fotografie. Pentru că dacă nu-ți dorești ca un eveniment să fie suficient de nobil, suficient de bine așezat, încât să ai un motiv să chem fotograful, nu-l mai fă. Nu vă mulțumiți și nu faceți evenimente sau momente din viața dumneavoastră cu jumătate de măsură. Eu cred că ar trebui făcut un act de cultură și atunci când te duci să cumperi pâine. Acea pâine pe care o iei dimineață, dați-mi o pâine. Din păcate, pâinea noastră se sfărâmă, nu știu de ce, pâinea moldovenilor, în marea majoritate, este proastă. Mă uit în Ardeal, o pâine de 3 kg, bine crescută, bine coaptă, o pâine care nu se transformă în fărmituri după 24 de ore. Se mănâncă mai mult mămăligă.
Nu cred că asta. Mămăligă poate e mai bună decât pâinea. Sigur. Dar știți că mă doare diferența asta între Ardeal și Moldova? De ce? Pentru că noi am fost, într-adevăr, mai oropsiți, dar noi am fost cei mai luptători din neamul ăsta. Noi am făcut unirea și în 59. Dar ardelenii nu au tradițiile românești, moldovenești. Păi nu le au. Aici trebuie să ne mândrim și să le păstrăm. S-a cântat la 1 decembrie, asta o să fie un alt subiect, o chestie care nu mi-a plăcut deloc și n-am să o dezbat astăzi. Astăzi vreau să fim cu zâmbetul pe buze, așa că în fața fotografiei. Toată lumea, zâmbiți vă rog acum. În fața fotografului. Cântecul Treceți Batalioane Române Carpații. Asta a fost cântat de soldații români, de moldoveni, în special și de munteni. Pentru că îndemnul era către români. Treceți Batalioane Române Carpații, ne așteaptă Ardealul. Și acum îl cântă numai ardelenii, ca și cum ar fi cântecul lor, numai al nostru. Noi l-am cântat pentru că noi am fost cei care au luptat ca Ardealul să devină românesc, nu ei. Și asta nu se spune. Și de asta moldovenii, nu știu, eu nu am înțeles de ce lipsește acest patriotism. Băi, moldovenii ăștia au fost o rasă, un neam gospodar, băi, au fost și luptători, slavă Domnului, Ștefan le-a mai dat-o și la alții. Și vorba aia, știi că Ștefan Vodă. Ăla a fost un bărbat adevărat și a fost un om care a iubit țara asta. Și să știți că nu s-a făcut de râs Ștefan cel Mare. A primit acel titlu celebru de la venețieni, da? Un luptător, cum îi zice, acreditat ca luptător al Sfintei Credințe. Ulterior, Moldova a dat cei mai de seamă români, oameni de cultură, oameni de artă, oameni de istorie și nu în ultimul rând, primul conducător al României, Alexandru Ioan Cuza, care a fost un voievod, un neam de voievozi din Bârlad, el colonel fiind, dar la origine moldovean. Nu se spune că primul mare conducător al tuturor românilor a fost un moldovean. Asta nu se spune. Și noi nu ne mândrim cu Alexandru Ioan Cuza, știi? Asta mă doare. Și el apare în niște, cum a spus dumneavoastră, în niște pictograme. Am folosit termenul corect, pentru că apare niște picturi, bineînțeles. Și a fost un om care a pus umărul, așa cum vă spun dumneavoastră. Noi am avut români adevărați. Avem și acum profesioniști. Eu de ce vă laud pe dumneavoastră și știți că avem o relație de atâția ani. Iată, să împlinesc 22 de ani de când ne-am cunoscut. Pentru că întotdeauna am crezut în profesioniști. Dumneavoastră aveți impresia că eu le știu pe toate? Deci credeți-vă ce vă spun. Sunt mai păcătos ca dumneavoastră și mai neștiutor decât mulți dintre dumneavoastră. Iar când am o problemă, apelez la profesioniști. Soluțiile în absolut toate domeniile trebuie să le dea profesioniștii. Mamă, cu Jucărescu ăsta deștept, ăsta le știe pe toate. Nu le știu, taică, pe toate. De-abia știu să mă încalț. Dar măcar am motivația și vorba lui Ion Țirea, că ăsta un mare român și ăsta la bază. Acest Ion Țirea a spus o vorbă extraordinar de înțeleaptă. Sunt suficient de deștept să-mi dau seama când sunt prost. Pentru că de ce v-am adus aici? Adică am invitat și săptămâna trecută un inginer silvic care a tratat cu o lejeritate și l-am ajutat să parcurgem împreună această emisiune, acea emisiune pe care puteam să o fac și singur. Pentru că și eu sunt inginer silvic. Și eu am terminat o facultate, culmea, am terminat-o printre primii. Cunosc foarte bine subiectele pe care le-am dezbătut. Dar am chemat alături de mine profesioniști în speranța că oamenii vor înțelege că altă greutate a cuvântului și a definiției pe care încercăm să o scriem pe tablă o are lecția dacă avem participarea unui maestru ca dumneavoastră în domeniul pe care vrem să îl dezbatem. Cred că am vorbit suficient. De acum trebuie să vorbiți dumneavoastră. Mai spuneți-ne ceva despre cum vedeți dumneavoastră etica din spatele fotografiei. Deci etica o găsim pentru cuvânt în care îl regăsim în cărțile sfinte, că se numește morală, Biblie, că se numește Tora, că se numește Talmud și alte chestii, Coran.
regăsim cuvântul ăsta, bine, dar sub altă formă, în care spune că iubește, iubește aproapele și dăruiește. Dacă punem în aplicare acest cuvânt vechi, vom reuși să facem ceea ce se numește titlul emisiunii dumneavoastră. Deci tu să fac un lucru bun. Acel lucru bun este apreciat de 1, de 2, de 3, de 10 oameni, de un ținut întreg. Datoria mea este să împărtășesc și celorlalți din ceea ce am învățat. Mulți ar să spună în felul următor, da, da, degeaba. Nu degeaba, poate să fie și cu un mulțumesc, sau poftim, alții vor bani. Bani sau alte bunuri materiale. Da, sunt de acord. Dar este un dar al tău către societate și atunci societatea va ieși din această măcirlă de necunoaștere. Și de ignoranță. Și de ignoranță. Ignoranța va dispărea complet pe chestia asta. Sau va rămâne foarte, foarte la un... Exact se întâmplă ca și când două sau mai multe femei se întâlnesc și povestesc că au mâncat sărmăluțele alea la... Hai să mergem la ea să vedem cum face sarmalele. Și găsim acolo două secrete sau un secret care le punem în aplicare și celelalte. Și îl dăm și mai departe. Și îl dăm și mai departe. Și dacă baba aia care face sarmalele la gustație spune, dar eu nu vă spun degeaba, să-mi dați câte un chel divin fiecare. Dați-le câte un chel divin, că merită. Asta cu siguranță. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că oarecum încercăm să ne apropiem și de finalul emisiunii, timpul tace și trece, așa cum am spus. Ați atacat foarte finuț chestia cu sarmalele și mi-ați servit oarecum mingea la fileu pentru o a treia temă pe care vreau să o dezbatem, foarte serios. Pentru că mărturisesc, eu sunt un postaci de ăsta pasionat, mie îmi place să postez în continuu. Am abordat fotografia din prisma un pic a istoriei fotografice sau istoriei fotografiei. Câte un pic despre arta fotografului și ceea ce face el în spatele aparatului foto, despre cum anume trebuie să abordăm și să respectăm fotografia. Și acum pe final vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră, așa față către față, foarte, foarte sincer cu publicul. Ce postăm când postăm? Ce fotografiem pentru a posta? Ce se cade să promovăm ca și poză, până la urmă, toate imaginile, care, toate informațiile care pleacă de pe smartphone în proporție de 98% sunt fotografii sau sunt imagini, poze, prelucrări și așa mai departe. Și ce nu? Cu excepția textelor, mesajelor care sunt scrise, ziaristic vorbind, vreau să faceți o referire la acest aspect. Cum ne pozăm? Ce le prezentăm prietenilor sau publicului? Da. Cât de dezbrăcați putem fi? Da. Ține foarte mult de ceea ce se numește gradul de cultură a persoanei respective, a zonei respective. Cu părere de rău, o să găsim pornografii postate, uitând că aceste postări nu sunt numai pentru X, Y, Z, care este gașca lui, ci este o societate întreagă poate să acceseze acele imagini. Unele vor primi aplauze, altele nu ne vor interesa și le vom da cu mânuța
una după alta. Unele ne vor enerva. Uimi, enerva, îngrețoșa chiar, scuzați-mă expresia, dar cred că este potrivită pentru acest gen de postări. Și atunci societatea te va alege. Eu de multe ori am închis acea legătură pe Facebook cu persoane care postează acestea. Și îi eliminăm. Îi eliminăm. Dar, repet, este vorba de grad de cultură. Dar e bine din când în când ca să mai și îi tragem de urechi pe unii care postează trăznăi. Hai să trăznăi mai mult. Da. În acest context, câte sarmale, ați văzut de sarmale? Câte sarmale putem fotografia pentru Facebook? Ați înțeles ghilimele, bănuiesc? Se poate numi accidental una și după aia le cuim pe ceilalți sau oferim doar drept poftă. Era cea sarma pe care o oferim, dacă nu este într-un anumit context, îi scade din valoare, dar dacă este într-un context în care există posibilitatea să o amplifice. Să o amplifice pe regiunea, pe prietenia celui care a făcut sarmaua respectivă. Aici mă refer sarmaluța asta între ghilimele. Categoric. Îi dăm și un plus și un minus. Deci răspunsul este și pentru sarmaua proastă și pe sarmaua delicioasă care a mai dorit după aia încă una. Am înțeles. Deci cu alte cuvinte, o postare dacă este aleasă cuvincios, cu limita aia despre care vorbesc mereu și despre care dumneavoastră ați învățat cu siguranță, poate stârni aplauze, poate stârni zeci de like-uri și de aprobul, nu? Am spus corect? Da. Publicului. Vă dorim multă sănătate, să apropie sărbătorile, să vă crească cozonacul, să vă iasă bune sarmalele. Dar genul celălalt de postări la care m-am referit, pentru că eu sunt un om răutăcios, ar fi chiar cum să nu recunosc acest lucru. Ghiță Leonte mâncând pizza la nu știu care prăvălie. Da. Băi, tată, toată lumea mănâncă pizza, toată lumea știe ce e aia pizza, dar noi mânca icre de scafandru și n-am mai văzut cineva. Da, dar nu-i la prăvălie aia. Nu-i la prăvălie aia. Adică nu postăm orice, nu orice poziție o punem. Acum văd că Facebook-ul cel puțin este cum se spune, agasat de fotografii cu coarne de ren, cu nas, da, renul ăla are nasul roșu, nu știu, n-am văzut niciodată. Ăla e de clovn, nu e de ren. Mașini, băi, după mintea mea, e ceva penibil așa să-ți, ar mai trebui să-ți mai pui și coarne de bou, cum făceau texanii în față, știi, aveau coarne așa. Cam unde ne duce presiunea asta din afară cu tradiții? De ce la noi a venit ăsta Moș Crăciun cu renul vreodată? Eu nu țin minte treaba asta. Am înțeles că e presiunea tradițiilor. Ei au tradiții mai bune ca noi, n-au mai frumoase ca noi. Nu colindă nicio nație de pe fața pământului așa cum colindă românii. Nu are nicio nație de pe fața pământului, nici japonezii cu acele costume fabuloase de mătase. Nu se pot compara cu țoalele, ca așa se cheamă, cu țoalele tradiționale românești. Sărbătorile noastre, număr de, cred că sunt 10 sărbători, și care sunt fericite de-a lungul generațiilor, nu pălesc cu nimic în fața lui Merry Christmas sau mai știu eu ce zi a recunoștinței și așa mai departe, încearcă unii să ne inoculeze. Mereu vă spun, eu sunt naționalist, nu sunt extremist, dar având în vedere că cunosc aceste sărbători și cunosc sufletul românului și al moldoveanului în general, nu mai spun al băcăoanilor, n-am cum să nu vă atrag atenția asupra acestui aspect. Păi sărbători și manifestări artistice, ca cele pe care vă rog anul ăsta și am să vă iau cu mine la Comănești, să urmărim împreună acea paradă a costumului popular numit urs,
unic în lume și care este un, cred că este capăt de linie, rivalizează cu tot ce a descoperit și ce a făcut China la acele sărbători a lor, cu dragonii lor de hârtie. Păi ursul nostru este ceva fabulos. În loc să promovăm acest aspect și să ne mândrim că avem lucruri frumoase, să punem umărul și să le ducem mai departe, să le promovăm, să credem în ele, să le iubim. Dacă nu le iubim și nu ne iubim noi pe noi, nu ne vom putea ajuta, nu ne vom putea face un bine unii altora, pentru că e normal. Dacă nu iubești oamenii, nu-ți pasă. Ai prins gogoașa, ai făcut și ți-ai făcut tu trebușoară, tași că pentru mine e bine, restul ducă-se dracului. Dar domnul Mărănici, despre asta vorbim. Încerc să vă dau acel sfat pe care eu îl simt. Aduceți lucrurile românești în viața dumneavoastră, readuceți-vă aminte de valorile în jurul cărora v-ați format, începând de la părinții dumneavoastră, de la bunicii dumneavoastră, de la colindul dumneavoastră, de la fotograful dumneavoastră. Priviți fotografiile vechi, cu câtă eleganță, cu câtă eleganță apăreau oamenii în fața aparatelor foto. Doamne, ce-mi plac fotografiile părinților mei, cu mine și cu fratii meu, îmbrăcați așa cum ne-a făcut mama la mare. Eu aveam 3 anișori, fratele meu avea 5 anișori și eram amândoi, părinții mei nu erau cum i-au făcut bunicii mei, nu, ei aveau costum de baie, dar noi apăream așa goi pușcă între ei, ținându-mă de mână. Ce frumoasă e acea fotografie, nobilă. Avem de unde alege, avem modele frumoase. Câte modele avem frumoase în jurul nostru și noi luăm numai Merry Christmas, Crăciun fericit. Hai să moară ei și noi cu restul sărbătorilor ce facem? Nu, oameni buni, să vă fie tot anul să vă fie o sărbătoare. Zâmbiți și fiți cum sunt eu. În spatele acestui zâmbet se ascunde un om extraordinar de dur. Cei care mă cunosc știu că cu mine nu se joacă nimeni. Dar, mă rog, astea sunt alte calități sau alte defecte. Domnul Mărănici, urați-ne ceva așa cum îmi doresc eu, acum în prag de sărbători. Asta am cerut la toți invitații în ultima perioadă. Doriți-le ceva băcăoanilor, în spiritul emisiunii pe care încercăm să o facem. Doar încercăm. Dacă rezultatele vor apărea, asta înseamnă că vom și reuși. Da. Le doresc băcăoanilor ca în fiecare loc, în fiecare zi, în orice fel de moment, să privească atent și să descopere frumosul. Să uite de urât, să nu facă niciodată... Dar să nu-l ignore. Să nu-l ignore, să descopere frumosul și doar ăla să rămână în amintirea lui. Iar cu urâtul el, răul și urâtul singur va pleca. Nu se va dizolva integral, dar trebuie să ne bucurăm. Și atunci, într-adevăr, fiecare zi va fi ziua noastră. Să nu uităm să ne facem cruce măcar o dată pe zi, pentru că suntem un popor creștin, preponderent ortodox, și să nu uităm să iubim și să dăruim iubirea. N-avem ce face. Trebuie să urmăm sfaturile tuturor acestor oameni extraordinari pe care reușim să îi aducem, să îi invităm și să îi aducem în emisiune alături de dumneavoastră, în fața dumneavoastră. Fotografia, în proporție de 99%, trebuie să surprindă aspectul plăcut al vieții, fără a ne minți în fața aparatului de fotografiat. Nu să pozăm, dar noi în spate să nu avem suport, ci va trebui să fim din ce în ce mai buni, să fim din ce în ce mai demni de o fotografie care să înalțe făptura umană, să înalțe societatea și să dea Dumnezeu ca motivele pentru care facem fotografii să fie cât mai multe și cât mai frumoase, iar toate, cum să spun eu,
toate locurile pe care le fotografiem, toate momentele pe care le surprindem, să fie demne de fotografii frumoase, ca peste ani să putem vedea mărturii ale trecerii noastre prin viață, frumos, elegant, morali, fără regrete și cu speranța că viața ca o fotografie va fi din ce în ce mai frumoasă. Până la ediția următoare, George Cojocărescu vă mulțumește. În numele dumneavoastră mulțumesc invitatului, domnului Romeo Mărândici, iar dumneavoastră vă doresc fotografii frumoase și inimă bună.